Salut, eu sunt Florin Giuglea. Zilele trecute am probat o chitară electrică Yamaha, este vorba despre modelul RevStar 502T și am fost plăcut surprins de construcția acestui instrument, dar și de capacitățile lui tonale. Chitara vine echipată din fabrică cu o pereche de doze P90 de construcție Yamaha, odată acționat potențiometrul de ton, care este un push-pull. Se activează ceea ce Yamaha numește dry switch, adică un high pass filter, care transformă sunetul clasic al dozelor P90 în sunet clasic de strat sau de tele. Ei bine, dacă ar fi să mă gândesc la un cuvânt care caracterizează perfect acest instrument, ar fi vorba despre versatilitate. Ce mi-a plăcut de asemenea este că în construcția corpului, dar și gâtului, au folosit mahonul și o scală de 24 și 3x4 inci, ducându-ne practic cu gândul la instrumentele din epoca de aur a chitarei electrice din anii 50. Urmează acum câteva minute în care o să demonstrez tonurile pe care le putem obține din acest instrument. Până data viitoare, adios!